definiție și în legătură cu funcția respectivă îmi pot forma diverse probleme, diverse întrebări. Una dintre întrebări este imaginea unei funcții. Ce înseamnă că funcția imaginea? Înseamnă că trebuie să văd dacă descoper două numere alfa și beta, dacă există aceste două, așa încât toți greșii care apar ca urmare a corespondenței acesteia, toți greșii să fie între alfa și beta, asta înseamnă cu funcție emergentă. Tot în legătură cu funcția respectivă, pot forma și una dintre, o altă problemă, cea a monotoniei. Monotonie. Iată ce înseamnă funcții crescătoare. O funcție f, definită ca cu valori în B, este crescătoare dacă și numai dacă funcția crescătoare, dacă și numai dacă șirul de Y, mulțimea Y-urilor care apar câtă vreme pe X și să o potim numai în ordine crescătoare, deci câtă vreme pe X și să o potim în ordine crescătoare, ne întrebăm dacă Y și tot în ordine aceasta se organizează. Adică câtă vreme X1-ul totdeauna e mai mic decât X2, mai mic sau egal. Ne întrebăm dacă Y sunt în aceeași ordine. Deci F de X1, că ăsta este Y-ul, F de X1, mai mic egal decât F de X2. Asta este definiția funcției crescătoare. Dacă îți spun strict crescătoare, înseamnă că nu las șansă să fie și egal aici. Când zic strict, Y1 e strict mai mic decât Y2. Da? Strict crescătoare. Dacă din X1 mai mic decât X2, reiese că F de X1 strict mai mic decât F de X2. Asta înseamnă funcție strict crescătoare. Descrescătoare înseamnă că Y și se așează invers. Nu în ordine crescătoare, ci în ce ordine se vor așeza Y? Ordine descrescătoare. Deci definiția o funcție F definită ca A cu valori în B este descrescătoare dacă și mai dacă din X1 mai mic ca X2 reiese că F de X1 este mai mare egal decât F de X2, tocmai invers decât situația dintre X. Deci când sensul inegalității nu este același, se cheamă că este descrescătoare. Strict descrescătoare când din X1 mai mic ca X2, ăla este că F de X1 este mai mare decât F de X2. Atunci se spune că funcția este strict descrescătoare. Iată că despre o funcție, nu în legătură cu o funcție, pot să-mi pun la din probleme aceea a marginilii, aceea a monotoniei, monotoniei, da, monotonie, crește sau descrește. O altă problemă care mă pot pune în legătură cu o funcție este aceea periodicității. Periodicitate. Când se repetă mulțimea Y-urilor, se întâmplă că apare o anumită mulțime de Y și până iar se repetă Y și iar se repetă după o anumită creștere a X-ilor. Deci crești X-ii cu anumite valoare și iarăși puteți să-mi dați un exemplu de funcție periodică? Funcția sinus, cosinus, tangentă, cotangentă. Iată, aș vrea să vă sugerez exact cum se întâmplă la funcția sinus. Cel mai bine observăm pe grafic. Funcția sinus, graficul funcției sinus, mulțimea Y-urilor nu poate să depășească valoarea 1, deci ea este mărginită. Cea mai mare valoare pe care o prinde este 1. Și cea mai mică valoare pe care o prinde este minus 1. Deci cea mai mare valoare pe care o prinde este 1. Și cea mai mică valoare este minus 1. Pi înseamnă 3,14. Asta dacă e 1, 3 și ceva, înseamnă 1, 2, 3, cam pe aici este pi. Și dacă ar fi să merg 2 pi, cât ar însemna 2 pi? Încă o dată.
aici ar undeva fi doi. Pi pe doi ce-a însemnat? Jumătatea. Da? Pi supra 2. La pi supra 2, sinusul este 1. La 0 e 0. La pi este 0. La 3 pi pe 2, că aici este 3 pi pe 2, este minus 1. Graficul funcției sinusul prezintă așa. Așa arată graficul funcției sinus. Deci observați, sinusoida. Așa asta e sinusoida. Deci, în 0, și uitați, a plecat, a făcut mișcarea asta și a ajuns exact ca la pornire. Tot 0. După cât, ce lungime, după ce creșterea lui X se întâmplă să ajungă din nou la aceeași poziție? După 2π. 2π. Dacă ar fi să continui graficul, ar însemna să iau încă o dată această bucată și să o repet acum. Deci, iarăși, așa. Da? Încă o dată. Știți cât este aici când ajung încă o dată la aceeași poziție? În plus încă 2π. Mi-a spus cineva foarte bine. Plus, deci 4π. Practic am luat exact bucata asta și am mai pus-o încă o dată. 4π. Deci după cât se repetă sinusul? După cât se repetă? După 2π. Iată că se repetă, înseamnă că sinusul este funcție periodică. Și dacă aș lua înapoi, tot așa aș duce încă o dată. Minus 2π, minus 4π. În concluzie. Hai să dăm și definiția funcției periodice. O funcție f definită pe a cu valori în b este periodică dacă după o anumită creștere se repetă. Aș spune, dacă și numai dacă există o valoare t mare, un număr t mai mare ca 0, așa încât f de x plus t, plus creșterea asta, să facă pe la început f de x. Deci f de x plus t egal cu f de x. Asta înseamnă că funcția este periodică. În cazul lui sinus, cât este t-ul ăsta? 2π. Sigur că da. Deci ați reușit, ați prins ideea. Adică sin de x plus 2π face cât sin de x. Sin de x. Sin de x plus 2π este egal cu sin de x. Ce vreau să vă spun? Dacă x-ul este această valoare, ăsta e x-ul, sin de x, cât este sin de x? Un număr aici. Asta e valoarea, ăsta e y-ul. Egal cu sin de x plus 2π. Ia uitați, x-ul de aici a crescut cu 2π și a ajuns în valoarea asta. Deci sin de x egal cu sin de x plus 2π. Sin de x este y-ul ăsta, dar după 2π, același y-ul va avea. Același y-ul va avea. Deci, iată, asta înseamnă că funcția este periodică o perioadă a t. Un t pozitiv care se întâmplă să fie așa. La o altă funcție periodică este și cosinusul. Deci tot așa devine cosinus de x plus 2π egal tot cu cos de x. Deci perioada la cosinus este tot 2π. La tangentă e numai π. Tangentă de x plus π egal cu tangentă de x. Și cotangentă de x plus π egal tot cu cotangentă de x. Ia uitați, exemplu de funcții periodice. Că se repetă mulțimea y-urilor. După o creștere la sinus și cos de 2π, la tangentă și cotangentă, după o creștere de cât? De 1π. Se repetă mulțimea. Am amintit aici câteva probleme în legătură cu funcția. Problema mărginirii, problema monotoniei, problema periodicității. O altă problemă la funcții este aceea
Și atât ce e interesant, când funcția anumite inverse. Deci când o funcție, odată dată ea, când aceasta anumite inverse, adică când ne permitem să descoperim pe o alta, care se fac corespondența tocmai invers. Dacă prin funcția directă lui 1 corespundea 6 pe 5, lui 0 corespunde 1 pe 2, lui 1 minus 1 pe 4, ne întrebăm în ce condiții, există funcția aceea care se facă corespondența tocmai invers. Adică ce se facă funcția aceea? Lui 6 pe 5 se pune 1, se pune corespondența 1. Lui 1 pe 2 se pune pe 0. Lui 4 minus 1. Astfel de funcții care să fie capabile să schimbă săgețile, dar corespondența să fie făcută tocmai invers, sunt funcțiile bijective. Numai funcțiile bijective sunt inversabile. Deci, patru cuvinte. Fie funcția f definită pe a cu valori între, da, există f la minus 1, există f la minus 1, care schimbă domeniul cu domeniul. Deci ceea ce era înainte drept cu domeniul va fi acum domeniul. F la minus 1 definită pe b cu valori în a. Dacă și numai dacă, f bijectivă. Bijectivitatea înseamnă surjectivitate și injectivitate. Surjectivă și injectivă. Să fie surjectivă și injectivă. Subjectivitatea am discutat. E vorba de faptul că toți ingleții sunt mulțumiți. Spuneam, nu? Toți ingleții sunt mulțumiți. Adică, întrebând noi pe fiecare din ei, spun, eu sunt imaginea unui X. Bunare. Întrebând pe patru, tu ești mulțumit? Zice, da. Eu sunt imaginea unui minus 1. Dar tu, 1 pe 2. Și eu sunt mulțumit că sunt imaginea unui 0. Dar dacă știu eu, descoperim un Y într-o domeniu, unul singur, care se spune, eu sunt trist. Sunt trist. De ce? Pentru că eu nu sunt imaginea nici cu unele deci, aceea nu este funcție subjectivă. Numai unul dacă găsim. Deci, când este o funcție subjectivă? Dacă, chiar așa spuneți aici, toți Y-ii din codomeniu sunt fericiți. Fericiți? Da, sunt fericiți. Deci toți Y-ii din codomeniu sunt fericiți. Toți Y-ii din codomeniu sunt fericiți. Dar fericirea sper că ați înțeles în ce sens. Da. În sensul acela că fiecare dintre ei se poate imaginea cuiva. Sunt fericiți, spuneți-mi paranteza asta. Eu știu, uitați ce fericiți vă gândiți voi. Da, sunt fericiți și spuneți-mi paranteza. Toți Y-ii din codomeniu se văd ca imagini a unor X din domeniu. Se socot. Da? Se socot ca imagini a unor X din domeniu. Asta înseamnă fericire. Toți X-ii din codomeniu sunt imaginea X-ilor din domeniu. Adică, matematic o spunem așa, fericirea. Oricare ar fi Y-ul din codomeniu, din B, să rezulte că există X-ul din A. Există X-ul din A. Așa încât F de X fie egal cu Y. Că tocmai Y-ii care sunt imagini a X-ul respectiv. Deci, la fiecare Y să găsim câte un X. La fiecare Y, la 1 pe 2 găsim pe X egal cu 0. Asta înseamnă ce am spus, că înseamnă subjectivitate. Acum, injectivitatea este o altă calitate. Injectivitatea este calitatea acelor funcții care nu acceptă 2 de X cu aceeași imagine. Injectivitatea spune așa. Suntem noi doi la două valori la plecare diferite? Imaginea sunt diferite. Deci, nu îngăduie, injectivitatea nu îngăduie ca 2 de X diferiți să aibă aceeași imagine. Asta. Deci dacă X1 e diferit de X2, imaginea cum să fie? Așa. Oricare ar fi X1 diferit de X2, să rezulte F de X1 diferit de F de X2. X diferiți, imagini diferite.
interesantă calitatea asta din generalitatea funcției. Foarte interesantă. Nu? Aseară, dacă vă amintiți, am rezolvat niște ecuații în care am ghicit soluția și datorită injectivității era și unicitatea dovedită. De ce? Că nu existau doi de X cu aceeași imagine. Nu? Dacă vă amintiți, eu sper să nu greșesc, iată, la un moment dat am rezolvat ecuația 2 la X plus logaritm în baza 2 din X, lăsăm pe asta. 2 la X plus logaritm în baza 2 din X egal cu 5. La această ecuație, 2 la X plus logaritm în baza 2 din X egal cu 5. Dacă încercați toate manevrele de luptă, de rezolvare, niciuna nu vă dă șansă. Și atunci, chiar așa, chiar așa, hai să ne imaginăm cum face pe asta, așa, la nivelul vostru. X egal cu 2 este soluție, da? Da. De ce? Că 2 la 2, a? 4. Plus o care bază la 2 din 2? 1. 4 și cu 1? 5. Extraordinar. Dar sare colega ta de aici din față și spune, de ce nu mai fi atunci altă soluție? Este bună asta, dar este unică? Trebuie să vorbim și unicitatea. Ei, dar aici, dacă, hai să visăm, să visăm la următorul lucru. Dacă funcția asta așa, hai să notăm, f de x, f de x egal cu 2 la x, plus logaritm în baza 2 din x, dacă ar fi injectivă, n-ar exista 2 de x cu aceeași imagine. Iată, noi avem în clipa asta doar așa, că lui 2 îi corespunde 5 prin funcția asta. Că f de 2, cât face f de 2? 2 la a doua, 4 și 1, 5. Deci, cum nu există două valori distincte cu aceeași imagine, dacă arăta cu funcția injectivă, atunci tot ar fi extraordinar de bine. Vedeți cât de importantă e injectivitatea? Abia acum. Deci, unicitatea cum se rezolvă? Din injectivitatea funcției. Dacă asta, deci, dacă ar fi injectivă, ar rezulta unicitatea. N-ar exista două valori, două sau mai multe după aceeași imagine. Că nu vrea injectivitatea, nu-i dă voie. De fapt, când noi rezolvăm astfel de ecuații, și este extraordinar tehnica asta, că nici nu aș putea să o fac pe asta, ecuația asta, că nu e mai exponențială. Știți că am făcut aseară una care nu mai exponențială și am zis frumos. 2 la x plus 4 x minus 2 egal 272, da? Da. Dar asta e în binare între exponențială și logaritmică, și n-am ce face. Nici notați, nimic nu merge. Și atunci injectivitatea este o calitate foarte elegant folosită pentru unicitate. Dacă noi putem arăta că funcția asta este injectivă, atunci 5 nu se poate socoti decât imaginea unui singur valor. Deci 5 nu se poate socoti decât imaginea unui singur valor. Și cum noi am văzut pe 2, gata, singura soluție este x egal cu 2. Da, ea este o funcție injectivă pentru că așa va fi individuală este crescătoare, am zis toată seara. Așa este crescătoare, suma două funcții crescătoare este crescătoare și orice funcție strict monotonă este injectivă. Orice funcție strict monotonă, crescătoare sau descrescătoare, monotonia, asta le spune, este și injectivă. Și atunci, mai limpede, aceasta este o tehnică pentru a arăta unicitatea soluției. Foarte des folosită. Deci așa voi reuși să arăt unicitatea în diversele... Trebuie să mersesc tabla. Să încercăm acum să rezolvăm ecuații exponențiale și logaritmice. Deci notați, ecuații exponențiale logaritmice și inecuații. Ecuații exponențiale și logaritmice
cerceta pe cealaltă. E ecuații exponențiale, logaritmice, și să vedem și inecuații. Ecuații exponențiale, logaritmice, inecuații. Una dintre ecuațiile pe care v-am propus-o a fost aceea. Haideți să o luăm. 2 la x plus... Nu, nu. 2 la x plus 4 la x egal cu 272. Cum rezolvăm această ecuație? Ia să vedem bine ceva la tablă repede. Haideți să și lucrăm un pic. Poftim la tablă. Repede. Da? Deci 2 la x. T pătrat plus t minus 272 egal 0, corect? Hai să mă rip mai mult. Delta egal cu b pătrat minus 4ac, deci vine 1 minus 4 ori 27. Minus 2, minus 1, minus 4. Deci plus? Plus 427. 1807. Deci odată rămâne T1 egal cu 32 pe 2, 16. T2 egal cu 6. Ne întoarcem la substituții și ne la T-ul. 2 la x. Să zicem o dată, 2 la x egal cu 16. Pentru că x egal cu 4. Cu 4, nu? X egal cu 4. Și cealaltă, 2 la x egal cu minus 17, cum spune? Ecuația este imposibilă. Așa. Că exponențiala nu poate să fie niciodată un număr negativ. Spuneți-mi dacă ați anticipat de la început că ecuația asta avea o singură soluție. Nu. Nu. Nu ați anticipat. Eu aș dori să vă atrag atenția că de la bun început puteam să spune că are o singură soluție. 2 la x este strict crescătoare. 4 la x este strict crescătoare. Suma este strict crescătoare. Și atunci este injectiva asta în totalitate, iar egal cu 272, doar un singur x există. Care era x-ul? Iată, 4. Deci puteam să mergem și pe varianta asta, adică intuiam soluția și dacă o și ghiceam, valoarea tot era la îndemâna noastră. O altă, mulțumesc puțin la loc, iată să rezolvați următoarea ecuații, 4 la radical din x plus 1, plus 2 la 2 plus radical din x plus 1 egal cu 12. Deci aceasta e cea de-a doua ecuație. Ia să vedem cum o vom face. Aștept inițiative. Cum propuneți? Poftim la cap repede. Deci, este vorba de... Nu am pus acum activitatea în sine, nu tabla goală. Da. Da. Iată, colega voastră simte că
mai suma a doua, nu suma aceasta de unde proviene de la, nu suma a doua putere. 2 la a doua, ori 2 la. Și? T pătrat plus 4 T, T pătrat plus 4 T. Da. De data cu P plus 4 C. Egal cu 16. Plus 42. Sistem al 4, 64. Radical din del. Deci T1 egal cu? Egal cu minus 4 plus minus 8. Minus 8. Dar T1 egal cu? Așa ne facem la substituții, care sunt cele două variante. Este egal cu 2. Rezultă că radical din x plus 1 este egal cu 1. Foarte bine. Radical din x plus 1 egal cu 1. De unde? X plus 1. Și 2 este egal cu minus 6, iar este ecuație de fapt. Iată, 2 la ceva egal cu minus 6 este imposibilă, că nu poate fi exponențial egal cu număr negativ. Atunci ecuația devine 7 ori 4 la T minus 9 ori 14 la T plus 2 ori 49 la T egal cu 0. Și acum pe 4 îți poți spune 2 la 2, deci 7 ori 2 la 2 T minus 9 ori. 7 la T ori 2 la T. Așa, da? 47 ori 2. Plus 2 ori 7 la 2 T. Egal cu 0. Ei? Cât este peste tot gradul? 2 T. Tot 2 T. 2 T. Astfel de ecuații, zic, ecuații omogene. Și împărțim totul prin 7 la 2T. Și ecuația devine echivalent cu 7 ori 2 la 2T supra 7 la 2T minus 9 ori 7 la T ori 2 la T supra 7 la 2T plus 2 ori 7 la 2T supra 7 la 2T egal cu 0. Asta înseamnă echivalent cu? Cu cine? 7 ori 2 pe 7 la 2T 2 pe 7 la 2T minus 9 ori se simplifică 7 la T cu 2 pe 7 la T ori 2 supra 7 la T plus 2 ori 1 2 egal cu 0. Ce am făcut peste tot? 3 pe 7 la T. Notăm. Deci notăm 2 pe 7 la T 1 și atunci ecuația care este? 7 ori U pătrat minus 9 U plus 2 egal 0, care înseamnă echivalent cu 1, 2, deodată, spunem egal cu 9, plus minus radical din 81, minus 4 ori 2, 8, 7 ori 8, 56. Totul supra 14. Odată 1 egal cu
9 plus cât este aici? 25 supra 14, adică 14 și 14 înseamnă 1. Iar 2 este 9 minus 5 pe 14 și înseamnă 4 pe 14, înseamnă 2 pe 7. Și ne întoarcem la substituție și avem două alternative. O dată, 1, adică 2 pe 7 la T egal cu 1, ceea ce implică cât este T-ul? 0. T egal cu 0. Și o altă, sau o altă alternativă ar fi 2 pe 7 la T egal cu 2 pe 7. De unde rezultă că T egal cu 1? Cine este T-ul? 2 la X. Teul, x pătrat. Și ăsta am dat x pătrat egal cu 0, din care rezultă x egal cu 0. O soluție. Și din coace x pătrat egal cu 1, care înseamnă x egal cu plus minus 1. Așa încât, pentru ecuația de mai sus, pot spune că x aparține mulțime valorilor minus 1, 0 și 1. Aceasta e mulțimea de valori. Mulțimea x-ilor. Sau mulțimea de adevăr. De fapt, e mulțimea x-ilor pe care dacă înlocuim aici, ce îmi dă totdeauna? Unde? În aceasta egală cu 0. Hai să mai ne uităm o dată să vedem în ce a constat ecuația asta. Ca și tip, ca model. Că pe voi vă interesează foarte tare modele. Nu? Tipul de greșiți. Ceea ce n-ar trebui să vă intereseze, dar asta e. Deci, aici, înlocând pe x pătrat cu t, am ajuns la ecuația asta 4 la t, 4 și 9 și 14. Eu când văd chestia asta, 14 înseamnă 2 la 7. 4 înseamnă 2 la și 7 la. Deci este omogenă peste tot, gradul 2t. Și atunci pot simplu, fiind prin 7 la 2t, fiind prin 2 la 2t, n-are importanță prin care, obțin o ecuație de gradul 2 după notația făcută, 2 pe 7 la t egal cu 1. Ecuație 1, 2, ne facem la substituții, totul este extraordinar de rapid. Deci, iată un model de ecuație, nu, omogenă. A fost acest model de ecuație care s-a redus la ecuație de gradul 2, mă amintiți? După notația 2 la radical din x plus 1 egal cu t, ecuația ar deveni ce? T pătrat plus 2t, mai devreme a făcut-o, fără egal asta a făcut-o, plus 4 ori t, minus 12 egal cu 0. Deci, totdeauna, la ecuații exponențiale, urmărim să facem niște notații, de așa manieră, încât să ajungem la ecuația algebrică. O ecuație polinomială, mai bine spus. De gradul 1, de gradul 2. Așa. Ia să vedem altă ecuație. Vorbește? 6. Da. Da? 6 ori 2 la 2x. 6 ori 2 la 2x. Egal cu 0. Împărțim prin 2 la 2x. 2 la 2x. Și echivalentul. 6 ori. 6 ori. 3 pe 2 totul la 2x, de la 3. 3 pe 2 totul la 2x. Minus 13 ori. 3 pe 2 tot la x. 3 pe 2 tot la x. Ce s-a simplificat pe numărul? Plus 6. Plus 6 egal 0. Notăm 3 pe 2 tot la x egal cu t. Mai mare. Viteză mai mare. Și ecuația devine? 6 t pătrat. 6 t pătrat minus? Minus 13 t. Fie un pic mai mare. 13 t plus 6 egal 0. Rezultă. De atât? T1 2 de dată. Suntem în clasa 12. T1 2 egal cu 13 plus minus radical din 169 minus 144. Devine 4, 6, 24, la 12. Totul supra 12. Egal odată cu T1 egal cu 13 plus 5 supra 12. 18 pe 12. Prin 6 simplificăm, face egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. 3 pe 2. T1, T2. 3 pe 2. 3 pe 2. 3 pe 2.
calcul 13 minus 5 face? Face 8 pe 12. 8 pe 12 simplificăm prin 4, 2 pe 3. Deci de una este 3 pe 2, celălalt este 2 pe 3. Și zicem, ne place la substituție, zicem 3 pe 2 totul la x este egal cu... De unde rezultă x egal cu 1? Și 3 pe 2 totul la x egal cu 2 pe 3. Rezultă x egal cu minus 1. Mulțime valorilor? De ce minus 1 și 0? Ce-ai găsit? Minus 1 și 1. Aici e x egal cu minus 1. Așa. Deci cele două valori sunt 1 și minus 1. Pe lângă... Nu, fără x. Pe lângă 2 minus radical din 3. 4 minus 3 face 1. Extraordinar! Cum sunt metodele acestea care, așa mulțite, fac 1? Și egalul radical din 2 se numesc numere pătratice conjugate. Și atunci tu poți să scoți pe asta, de aici, deci rezultă că 2 minus radical din 3 este egal cu 1 supra 2 plus radical din 3. Corect. Și îți permiți acum să mă oprești aici. Și bine, 2 plus radical din 3 totul la x plus 1 supra egal cu 1. Cu 14. 14, corect. Și apoi a apărut peste tot, a apărut peste tot 2 plus radical din 3 totul la x. Și o să notez așa, notăm 2 plus radical din 3 totul la x egal cu t și ecuația devine t plus 1 pe t egal cu 14. Și avem ecuația t pătrat minus 14t plus 1 egal cu 0. T1,2 este egal cu 14 plus minus radical din 196 minus 4. Totul supra 2. Odată T1 egal cu 14 plus 7. Ai și simplificat, da? 7 plus 100 cât? Nu cred. Nu ai voie simplifică. Și scoți în factor comun. 192 se scrie ca fiind 4 ori. Cât vine? 192. Descompune repede ca să nu greșim. 192. 96. 48. 2. 2. Deci este cât? 2 la câte, da? 6. 3. 3. 2 la 6 ori 3. Hai să luăm ușor, că spai că riscăm să greșim. Deci o să spunem cum? T1, 2 este egal cu 14 plus minus 8 radical din 3. Așa este, da? Totul supra cât? Totul supra 2. Și egal cu, după simplificare, 7 plus 4 radical din 3. 7 plus 4 radical din 3. T1 este 7 plus 4 radical de 3 și T2 este 7 minus 4 radical de 3. Acestea sunt cele două valori. Și acum să ne întoarcem la substituție și zicem 7 plus 4 radical de 3. Nu, mai bine, hai să o luăm asta. 2 plus radical de 3 totul la x egal cu 7 plus 4 radical din 3. Să vedem cum facem. Da, am putea logarima, dar o secundă. Dacă avem un moment de inspirație, visăm. Ce bine ar fi ca ăsta de aici, 7 plus 4 radical din 3, să fie exact asta la a doua, la a treia. Da. Ia să vedem la a doua, dacă deja a doua, cât vine aici? 4. 4. Extraordinar! 7 plus 4 radical din 3. Așa este. Și acum ne spune, 2 plus radical din 3 tot la x, egal cu 2 plus radical din 3 totul la 2. Deci este de x egal cu 2. Cealaltă variantă. Hai să luăm și prin cealaltă variantă. 2 plus radical din 3 totul la x egal cu 7 minus 4 radical din 3. Ia să vedem 7 minus 4 radical din 3. Exact.
Așa la doua. Și duse de jos sus la minus 2 la mine. Eu nu de râză că este egal cu minus 2. Mulțumesc frumos. Aș vrea să scrii mai ordonat. Da? Să încerc să fie un pic mai ordonat în scriere. Haideți să ne întoarcem la ecuația asta. Am să încerc să explic un pic. Deci, am reacționat așa. Produsul ăsta, 2 face 1. Este minunat că face 1. Atunci scoate pe una din ele, iată, 2 minus radicale între, ca 1 pe. 1 pe, 2 plus radicale între. Și ecuația devine așa ceva. Peste tot acolo, 2 plus radicale între la x, 2 plus radicale între la x. Am lăsat cu che. Și am ajuns la ecuația. T plus 1 pe T egal cu 14. De pătrat în spate ce T plus 1 egal 0, care găsim valorile lui T, T1 și T2 au fost T1 și T2, 7 plus minus 4 radical în 3. Plus 4 radical în 3 și minus 4 radical în 3. Între cele două ne-am întors la substituție și a apărut 2 plus radical în 3 tot la x egal cu 7 plus 4 radical în 3 și spunea ce bine ar fi ca aici să fie totul la a doua. Să fie baza asta. Că dacă sunt egale cu aceeași bază, egal cu exponenții. Și a fost chiar așa. În loc de 7 plus 4 radical de 3, am spus cât? 2 plus radical de 3 la 2. Și am egalat și atunci a ieșit odată x egal cu 2 și odată x egal cu cât? Cu minus 2. Cele două valori ale ecuației, nu? Cele două valori ale lui x pentru care ecuația asta se întâmplă să fie egală cu 14, putem răspunde x aparține mulțimii 2 și minus 2. Acestea sunt cele două valori. Da. Deci nu merge nicio metodă. Nu pot să spun că e omogen, nu pot să spun că n-am ce, nicio, să fac o notație, nimic. Aici, numai ceea ce am zis mai devreme. Deci notăm. F1 de x egal cu 7 la x, strict crescătoare. F2 de x egal cu 5 la x, strict crescătoare. Suma f de x care e egal cu F1 de X plus F2 de X. Strict crescătoare. Rezultă F injectivă. Și atunci F de X egal cu 12 admite unică soluție. Admite unică soluție. Dacă există una este. O singură valoare. Cum x egal cu 1 este soluție, din cele două rezultă că x egal cu 1 este unica soluție. Terminat aici. Două legi de compoziție. X compus cu y. O lege și o alta mai jos. Și formulează legătură cu legile de mai sus, ce formulează? O ecuație și respectiv un sistem. O ecuație și respectiv un sistem. Nu avem explicit nici ecuația, nici sistemul. Trebuie să le găsim noi și pe rost să le rezolvăm. Aici autorul dorește în primul rând să vadă dacă noi am înțeles bine ce înseamnă compunerea a două elemente după rețeta de aici. E vorba de faptul că adunăm elementul din primul loc cu al doilea, plus de două ori produsul lor și plus 3. Deci care e rețeta? Le adunăm pe cele două, plus de două ori, le înmulțim pe cele două, plus 3. Cine este pe primul loc pentru a obține ecuația? În loc de x este 3 la x plus 1. Cine este pe locul 2? 2 la ori 3 la 1 minus x. Și ca urmare a acesteia, va apare ecuație. O să vedem cum reușim să scriem ecuația asta. Cine ar dorește să iasă? Hai, te rog frumos. Așa. Începem.
Nu, 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 după lege. Zicem, deodată. 3 la... Așa. 2 ori 3 la 1 x. Da, plus... 2 ori 3 la x plus 1. Ori... Ori... 2... Ori... 3... La 1 minus x. Plus 3. Asta este ecuația. Și acum haideți să mulțim un pic, să lucrăm. Ce înseamnă 3 la x plus 1? 3 la x plus 3. Da. Plus 2, 3 la 3. 3 la 1 asupra 3 la x, că diferența exponențelor de la împărțire, bine? Plus 2 ori 3 la x ori 3. Da. Și ori 2 ori 3 la 3 la x. Bine. Plus 3 la 5, 10. Încă o dată, pentru toată lumea. Colega voastră aplică proprietățile la putere. De unde provine suma exponențelor? De la mulțirea două puteri pe aceeași bază. 3 la x ori 3 la 1. De unde provine scăderea exponențelor? De la împărțire. 3 la 1 asupra 3 la x. 3 la x plus 1. Zice 3 la x ori 3. 3 la 1 minus x. 3 la 1 asupra 3 la x. Da? Deci a aplicat operație cu putere. De unde provine scăderea? De la împărțire. De unde provine adunarea? De la mulțirea a două puteri pe aceeași bază. Și acum, peste tot apărut 3 la x, notăm 3 la x egal cu 1t. 3 la x egal cu 1t. Și ecuația devine 3t plus 6 supra t plus 2 ori 3, 6 ori 2, 12. 12 ori 3, 3, 6 t supra t. Foarte bine zis. Deci, supra tine, 2, 3, 6, ori 2, 12, ori 3, 3, 6, sau 6, ori 6, 3, 6. Se simplifică. Te puteți să simplifică, sigur că da. Plus 3, încă o dată, ai sus, ecuația devine 3T, plus 6 supra T, de ce nu scriu un pic mai ordonat, întâi să pui linia difracției. Plus, deci plus 6 supra t, plus 3, 6 plus 3, plus 39, minus 50, egal 0. Echivalent? Da. 3t pătrat. Nu, aici cred că faci calcul. 39 minus 50, minus 11 t. Deci 3t pătrat, minus 11 t, plus 6, egal cu 0. Delta? Nu delta, de dată. T1, 2, că suntem clasa 12. T1, 2 egal cu 11 plus minus plus minus radical din 121. 4 ori 3, 12 ori 6, 72. Totul supra 6. O dată, T1 egal cu? Este egal cu 11 plus 121, 7. Plus 7. De ce 7? 7. Da, 7 vine, da? Plus 7, totul supra 6. Asta e T1, T2. T2 este 11, 7, 6, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, și 3 la x egal cu 2 pe 3. Nu mai avem noroc să avem aceeași bază. Ia uitați-vă aici. Vine 3 la x egal cu 2 pe 3. 2 pe 3 la minus 1. Poți să zici 2 la 3 la minus 1, dar nu te încă să știi chestia asta. Oricum mai ai aceeași bază. Nu ai 3 la ceva. Logaritmăm. Logaritmăm în ce bază are? Deci în baza 3. Da. Și o zicem, logaritmăm baza 3 din 3 la x. 3 din 3 la x, se egal cu logaritm baza 3 din 2 pe 3. X-ul este conform proprietății de la logaritm este în față și vine x egal cu x ori 1 ar veni. Și dăm un x. X egal cu logaritm baza 3 din 2 pe 3. Deci, încă o dată, ce am făcut aici? Am logaritmat în stânga și în dreapta. În ce bază am logaritmat? În baza 3. Și am zis logaritmat 3 din 3 la x, egal cu logaritmat 3 din 2 pe 3. Conform unei proprietăți,
exponentul este în față. Și vine X o vorba de-a 3 din 3. Iar o vorba de-a 3 din 3, conform a de proprietăți, este încă o rogare. Nu este 1. Și vine pe X egal cu așa ceva. Și am găsit ambele valori ale lui X. Da. Hai să mai vedem încă o dată. Important a fost să știm să citim bine legea, ce înseamnă compunerea după rețeta de mai sus. Da? Pentru că ne-am dorit foarte repede să găsesc ecuația. Da? Mi-am dorit să găsesc ecuația. După ce am găsit-o, așa asta ecuația, am prelucrat-o. Aici am avut decât o operație cu putere. De unde provine suma, de unde provine diferența. Și totul a însemnat după aceea să observ că peste tot din 3 la x, am dat 3 la x egal cu t, o ecuație în t, am găsit t, mi-am dorit la substituție și am aflat valorile lui x. Două sunt valorile. X egal cu 1 și x egal cu modul mai de 2 din cât 3 la y. 2 la x la 3 la y egal cu 3. Plus 3, da, egal cu 1. Este egal cu minus 2 minus 42 plus 63 plus 1 minus 7. Da? Nu. Să urmăm la asta, să o finim. Să vedeți la doua. La doua. 2 ori 2 la x. Plus 2 ori 3 la y. 2 ori 2 la x plus... Plus 3 ori 2 la x. Da. 3 ori 2 la x. Ori 3 la y. 3 la y. Plus 1. Plus 1. Este egal cu? Cu minus 1. Minus 1. Minus 27. Plus? Plus 54. Plus 54. Plus 3. Plus 3. Sistem. Echivalent cu? 2 la x plus 3 la y plus pi. 2 la x plus 3 la y. Plus 2 ori 2 la x ori 3 la y. Egal cu 17. Și cea de-a doua ecuație este 2 ori 2 la x. Plus 2 ori 3 la y. 2 ori 3 la y. Plus 3 ori 2 la x. 3 ori 2 la x ori... ori 3 la y. Egal cu... Plus 1. Face minus 2. 28. 28. E bine 28, da? Da. Acesta este sistemul. Nu? Sistemul în 2 la x și 3 la y. Este un sistem, dacă vreți, exponențial aici. Da. E, cum propune să-l facem? Ce idee aveți? N-am înțeles, spune. 2 la x și 3 la y. Așa! 2 la x îl notăm cu t și 3 la y cu un t. Că te deranjează așa exprimarea asta. Deci notăm. 2 la x egal cu un t și 3 la y egal cu un t. Sistemul devine 3 la y egal cu un t. Sistemul devine t plus v, v plus 2 tv egal cu 17 și 2 t plus 2 v plus 3 TV egal cu 28. Mulțim cu minus 1. Mai întâi aș dori să insistăm un pic să vedem ce fel de sistem este ăsta, dacă îți dai seama așa. Omogen. Este? Omogen. Omogen, dacă ar fi peste tot același grad. Aici e gradul 2. Aici e gradul 1. Gradul 1. Nu e omogen. Nu. E foarte. Sistemul omogen este un sistem simetric. Că dacă locuiesc pe T cu V, sistemul rămâne neschimbat. Vine V plus T, care este cât T plus V, aici e T ori V, care înseamnă V ori T. Cum se rezolvă sistemele simetrice? Sumă și sumă și produs. Notăm T plus V egal cu sumă, T plus V egal cu sumă, și T ori V, T ori V, egal cu produs. Și atunci, sistemul acesta devine suma plus de 2 produsul, sumă plus de 2 produsul egal cu 17 și 2 sumă, 2 sumă, că am scos pe 2 factori,
2 pregătite plus V, da? Plus 3 produs. Iată un sistem destul de banal, în sumă și produs. Acum, rezolvarea este o treabă simplă, tu mulțumim pe prima cu minus 2 și avem minus 2 S, vorbește? Minus 2 S plus minus 4 P egal cu minus 34. Și 2 S plus 3 P egal cu 28. De unde minus P egal minus P egal cu minus 6 P egal cu 6. Dacă P egal cu 6 scoatem P S de aici. Deci vin S 17 minus 6, 12 și egal cu 5. Și avem egal cu 5. Iată pe legea. Scrie S egal cu 5. Am găsit S egal cu 5 și de sub P egal cu 6. Avem perechea S și P. Cu perechea S și P ce facem îndată? Înlocuim. Aici facem S și P. Cu perechea S și P, astea două, putem să ne ducem aici, da? Și să găsim sistemul. Ia să vedem ce devine sistemul. D plus V egal cu 5. 5. Și T ori V 6. Adică, din prima ce două numere adunate fac 5 și înmulțite 6? 3 și 2. 2 și 3 sau 3 și 2. Deci este simetrie. Da. Deci avem două variante. T1 egal cu 2. Rezultă V1. Și de sub V1. V1 egal cu? Cu 3. 3. Sau? Sau? O altă pereche. T1 2 egal cu 3 și V2 2. Așa. Neapărat trebuie să luăm cam două în calcul. Păi nimeni nu spunea de ce, dacă ai voie să ne locuim, de ce e simetria? Deci soluțiile, sistemele simetrice ar fi soluții simetrice. Da. Și acum ne facem cu prima pereche la substituții, să zicem. Cine era T1? Cine era V1? 2 la X. 2 la X egal cu 2. 2 la X egal cu 2 rezultă X egal cu 1. Și V 3Y. 3 la Y. Egal cu 3. Da. Y 1. Y egal cu 1. Prima soluție este 1, 1, da? X egal cu 1, Y egal cu 1. Și cealaltă variantă mai avem? 2 la X. Da. Egal cu 3. De unde rezultă că X-ul este logaritm baza 2 din 3. X-ul egal cu logaritm baza 2 din 3. Și cealaltă? 3 la? 3 la Y egal cu 2. Da. Rezultă că X, Y egal cu logaritm baza 3 din 2. Putem spune că acest sistem admite, nu? Două soluții. O soluție X1, Y1. X1 egal cu 1, Y1 egal cu 1. Și o altă soluție este X2 logaritm în baza 2 din 3. Egal cu logaritm în baza 2 din 3. Și Y2 egal cu logaritm în baza 3 din 2. Iată, acestea sunt soluțiile X și Y care sunt unde mai sus. De ecuații exponențiale. Să le vedem pe toate în ordine. 7 la ceva la o expresie egal cu 49. Apoi, această ecuație 1 pe 8 la X, ori 3 la 2 pe X egal 5 la 1 minus 3 X, 7 la 4 X. Până la altă ecuație, 4 la minus 9 ori 2 la plus 8 egal 0. Altă ecuație, 2 la X minus 3 la X egal cu radical de 6 la X minus 9 la X. 2 plus radical de 3 la o expresie, plus 2 minus radical de 3 la aceeași expresie, egal cu 3 la X plus 4 la X egal 5 la X, X minus 2 la ceva, egal cu X minus 2 la 12, și X minus 3 la o expresie, egal cu X minus 3 la altceva. Deci observați un grup de ecuații cam diferite una de cealaltă, da? Și să încercăm acum să le rezolvăm. Cine încearcă? Hai, pe prima mi se pare că e chiar banală. 7 la 2 plus 1.
Deci pe 4 ori vedem ca 7 la 2. Hai, repede, repede, la cap. Repede, repede. Deci ne ocupăm de prima 7 la. 7 la puterea 1 minus modul din x plus 2. Vorbește, da? Egal cu 7 la 2. De unde rezultă că? 1 minus modul de x plus 2 egal cu 2. Așa. Adică x plus 2 de acolo egal cu modul de x plus 2. Deci rezultă modul de x plus 2 egal cu 1. Nu cred că este 1, ci este minus 1. Ce părere ai? Ce părere aveți? Modul egal cu minus 1? Nu. Totdeauna modul nu e pozitiv. Deci, asta înseamnă imposibil. Terminat. Scrieți, imposibil. Modul egal cu minus 1? Modul totdeauna nu e pozitiv. Dacă ar fi fost egal cu 1, mai mergeam mai departe. Așa ceva nu avem ce discuta. Sper că nu am greșit, nu? Deci vine minus 2 plus 1. Nu se poate. Dar ecuația se oprește. Nu ai ce discuta. Mergem mai departe. Hai să vedem altă. Dacă ai ceva inițiativă. Ce faci la asta? Ai lăsat mai târziu, nu? Ai lăsat mai târziu. Bine, până te mai încălzești. Deci acolo mătrezi 2 la x pătrat plus 2. 2 la x pătrat plus 2 egal cu t. Și ecuația devine. T pătrat. Așa. Minus 9t. Da. Plus 8 egal cu 2. Care sunt cele două valori? T1 cât este, T2 cât este? 1 și 8. 1 și 8. Ce numere adunate? 2 fac 9 și mulțite să fac 8. Că aici este sumă și le face produsul. Deci T1 egal cu 1 și T2 egal cu 8. Ne întoarcem la substituție, zicem 2 la x pătrat plus 2, 2 la puterea x pătrat plus 2 egal cu 8, asta înseamnă x pătrat plus 2 egal cu 3, da? X pătrat plus 2 egal cu 3, 8 e 2 la 3. Și înseamnă că x pătrat egal cu 1, x egal plus minus 1. Cealaltă variantă. 2 la x pătrat plus 2 egal cu cine acum? 1. Cu 1. 2 la x pătrat plus 2 egal cu 0. X pătrat plus 2 egal cu 0. Sigur că da. Adică x pătrat egal cu minus 2. Imposibil. Imposibil. X pătrat egal cu minus 2 nu se poate. Imposibil. Ceva la pătrat nu poate fi egal cu minus 2. Și cu asta, care sunt soluții la cea de-a treia? Nu uitați că pe prima am lăsat-o deoparte. Da, pe a doua am lăsat-o deoparte. Am mers la a treia. Am avut mai multă siguranță la a treia. Mergem la cealaltă. La a patru. 2 la x minus 3 la x totul la pătrat. Egal cu 6 la x minus 9 la x. Bineînțeles că trebuie pus condiția că 6 la x minus 9 la x mai mare ca 0. Pune, te rog. 6 la x minus 9 la x mai mare ca 0, parcă nu merge. Mai mare ca 0, trebuie să avem mai mare egal. Și acum, și zic că la pătrat aici cât vine? 2 la 2x. Exact, 2 la 2x. Minus 3 la 2x. Minus 2 ori 2 la x. Ori 3 la x. Așa, egal cu 6 la x minus 9 la x. Corect. Păi, e 6. Hai să zicem tot în primul membru. Și zicem 2 ori 2 la x, 2 la care 2x, minus 3 la 2x, minus 2 ori 2 la x ori 3 la x. E minus... 2 la x ori 3 la x, minus 2 la x ori 3 la x. Plus 3 la 2x. 3 la 2x egal cu 0. Ești nemulțumită? A minus B la 2x. Unde? Aici. Aici ai greșit. Plus 3 la 2x. Foarte bine. Corect? E A pătrat plus B pătrat minus 2A pe minus aici este. Asta era nemulțumirea, da? Din bancă. Corect. Hai să reducem termenul asemenea. 2 la 2x mai avem undeva? Nu. Scriem 2 la 2x. Dar de 2 la x ori 3 la x, am un minus 2, minus 3.
Minus 3 ori 2 la x ori 3 la x. Minus 2. Minus 3, bine. Minus 3 ori 2 la x. Ori 3 la x. Plus 3 la 2x. Asta. Nu, câți de 3 la 2x? 2. 2. Pune 2. Plus 2 la 2. 3 la 2x. Egal cu 0. Ia uitați-vă ce tip de ecuație este asta. Împărțim cu omogenă. Omogenă. Împărțim prin 3 la 2x. 3 la 2x. Și a devine. Ce devine? 2 pe 3 la totul la 2x. Minus 3 ori 2. Minus 3 ori. 3, da. Ori 2 pe 3 la x. Că se simplifică 3 la x. Plus 2. Plus 2. Egal 0. Notăm 12 la 3 cu t. De 2 pe 3 totul la x. Totul la x egal cu t. Și ai. Ecuația este care? T pătrat minus 3t. T pătrat minus 3t. Plus 2 egal cu 0. T pătrat minus 3t plus 2 egal 0. Încă o dată. T2 egal cu... T1 este egal cu 1 și T2 egal cu 2. Cu ce numere adunate fac 3 și înmulțite fac 2. Încă la trebuie să urmărim ce s-a întâmplat. Asta a fost ecuația, am ridicat la pătrat. Din nou la pătrat, prima parte la pătrat, de două ori, prima ori, a doua parte la pătrat, egal cu 6 la x minus 9 la x, pe 6 zic 2 la x ori 3 la x, pe 9, 3 la 2 x, duc tot în primul membru, da? Reduc termenul asemenea, de al de 2 la 2x am un singur rămâne, de al de 2 la x ori 3 la x am 2 și că încă 1 fac în total minus 3, de al de 3 la 2x am 1 și încă 1. Fac în total cât? 2 de al de 3 la 2x. Peste total devine o ecuație omogenă, 2x gradul, 2x, 2x împărțim de 3 la 2x și apare 2 pe 3 la 2x, 3 ori 2 pe 3 la x plus 2 egal 0. 2 pe 3 la x anotat cu t și din t pătrat minus 3t plus 2 egal, plus 2 egal 0. T1 egal cu 1, t2 egal cu 2. Întoarcem la substituții. 2 pe 3 tot la x egal cu 1. 1 înseamnă x egal cu 0. Și cealaltă 2 pe 3 la x. 2 pe 3 tot la x egal cu cine? Cu 2. 2. X egal cu... X egal cu în baza 2 pe 3, dacă vrem să spunem, nu? Din 2. 2 pe 3 din 2. Și cu asta am găsit cele două valori lui x. Sigur trebuie să vedem care din x și ce se combin. Care satisfac ideea de aici. X egal cu 0, vine 6 la 0 minus 9 la 0. Dacă fac mai mare egal cu 0 și vine 1 minus 1, este egal cu 0. E bun. X egal cu 0 este bun. Dar tot celălalt. Nu acceptăm acea valoare care este să și poate de aici. Deci trebuie avut în vedere și așa ceva. Și trebuie tehnos la mine din 3. Egal cu 1. În care se spate. Ce? Scoatem pe 2 minus radical din 3 egal cu 1 supra 2 plus radical din 3. Exact. Și de acolo? De acolo înseamnă un primul cu și 2 plus radical, e față de mine, 2 plus radical din 3 totul la 2 plus radical din 3 totul la puterea x pătrat minus 2x plus 1 plus 1 pe 1 pe toate 2 plus radical din 3 la totul la, foarte bine ai făcut, tot la x pătrat minus 2x plus 1 egal cu 4 supra 2 minus radical din 3. 4 supra 2 minus radical din 3. Ce părere ai? 1 la o putere 1, deci vine 2 plus radical din 3 la x pătrat minus 2 plus 1. Din notă, 2 plus radical din 3 tot la puterea 2 plus radical din 3 tot la x pătrat. X pătrat minus 2 plus 1. Egal cu 1, 3. Și ecuația devine? T. T plus 1 supra T. Da. Egal cu 4. 4 supra 2 plus 2 minus radical din 3. Păi. Și acum, așa este ca și ecuația gradul 2. Deci, poți să aplici și conjugata. Da. Și vine T plus 1 pe T. Hai să vedem. T plus 1 pe T. Este egal cu 4 pe lângă. 2 plus radical din 3. Pare.
2 plus la cea din deasupra, 4 minus 3. 4 minus 3, 1. Nimic. Amplificăm acolo. T pătrat. T pătrat minus... minus 4 pe la V2 plus radical din 3. T. Da. Poate. Plus 1 egal cu 2. Aceasta este ecuația din gradul 2, în T1 și T2. O rezolvăm repede. Să zicem, T1, 2 este egal cu... din difracție. Hai să aplicăm pe jumătate formulele. Pe jumătate. Fiindcă B e număr par, că e 4 pe lângă, da. Jumătatea este 2 pe lângă 2 plus radical în 3. Da. Scrie 2 pe lângă 2 plus radical în 3. Plus sau minus radical din jumătatea la pătrat. Adică 2 pe lângă 2 plus radical în 3 la pătrat. 2 pe lângă 2 plus radical în 3 tot la pătrat. Așa, cu tot cu 2. Minus, minus AC. AC. Minus 4. Minus AC, nu minus 4 AC. Minus 1. Atât. Că am luat formula pe jumătate, da? Da? Supra A. Supra 1. Dar A nu cât este? 1. Supra 1. Și vom avea o dată. T1 egal cu... Hai să vedem, că pare o imagine mai interesantă. T1 egal cu 2 pe lângă 2 plus radical din 3. Nu mai punem de arifracție, n-are rost. 2 pe lângă 2 plus radical din 3. Plus radical din... Hai să ridicăm la pătrat și vine 4 pe lângă. 4 pe lângă. 2 plus radical din 3. Da, să ridicăm și pătrat la pătrat. Pe lângă. Prima. Patru la pătrat. Că nu-i binom. Nu-i binom. 4. De 2 ori la 4 ori a 2. 4 radical din 3. Plus 4 radical din 3. Plus 3. Și închide paranteza. Minus 1. Și asta e T1. Iar T2 va fi exact cu minus. Hai pune T1 2 plus minus ca să nu lucrăm de 2 ori. T1 2. Și egal mai de sub cu 2 pe lângă 2 plus radical din 3. Plus minus radical din. Ei, desfacem paranteza. 14 plus 6. De 4 și cu 3, 7 ori 4. 28. Plus 16 radical din 3. Minus 1. Și egal mai departe cu 2 plus 2 pe lângă 2 plus radical din 3. Închide paranteza. Plus minus. Radical din 27. 27 plus 16 radical din 3. Ei, acum dacă cumva ai noroc să fie ăsta un pătrat perfect, ai făcut o treabă bună. Da? Deci să ai noroc să vezi. La ce pătrat perfect ai gândit tu aici? Eu aș încerca să încerci tu să vedem. Gândește-ți tu la ceva. Un pătrat perfect a cuiva. Da. Poate ai baftă să-l nimerim deodată. Dacă nu, mai tatunăm. Ia să vedem dacă aș spune 5, zic și eu așa. 5 plus, dacă zic de 2 ori cum aparte la a doua, aici te schimb cu radical din 3. De acord, da? Și te sunt de 16. Da. Deci nu e bună treaba. Nu cu 5. Dar dacă zic 4, de 2 ori 4, ori 2, 8, și aici ar trebui să fie 2. Că 4, nu? Da. Ori, deci de 2 ori prima parte e mulțit cu a doua, deci vine 4 ori 2, 8, ori 2, 16, radical din 3, ar fi ăsta. Da. Dar acum să văd dacă ăsta la pătrat și ăsta la pătrat îmi dă, cât? 27. Ăsta la pătrat înseamnă 16. Plus 12. 4 ori 3, 12. 28. Nu, nu-mi place. N-am nimerit, doamne. Atunci, hai să spun că ar fi aici 4. Și aici să fie cât? 2. Ia să văd acum. Iese? 4. Deci vine cât? 4.
Și de și asta l-a pătrat 16 ori 3 40 și 48. Nu merge. Care e concluzia? Mă poți convinge că nu este un pătrat perfect aici niciodată? Deci mă poți convinge că n-ar fi niciodată un pătrat perfect? Deci aș vrea să fie, dacă nu-i pătrat, poate ar fi la a patra, la trei. Ia să vedem, nu cumva, ia să văd doi pus la radical din trei, două la a patra. Nu cumva face chestia asta. Dar de ce eu vreau la putere pară? Vreau la putere pară ca să... Sunt de ce, da? Ia să văd, dar la a patra cum se ridică, că nici nu prea știu la bine. La a doua și mai la a doua. Asta e la a doua, spre cea mai nu. Face după drumul lui Ivan. Da. Convin. Înseamnă, combinări de 4 la tine de 0. Locul întâi la puterea 4. De la 4. Plus combinări de 4 la tine de 1. De la 3 la 3. Ora radical din 3. Plus combinări de 4 la tine de 2. 2 la 2. Ora radical din 3 la 2. Plus combinări de 4 la tine de 3. 2 la 2, ori radical din 3 la a 3. Plus combinat din 4 la 4. Radical din 3 la a 4. Egal cu. Combinat din 4 la 0 face 1. 2 la a 4, 16. Plus. Combinat din 4 la 1 face 4. 4 ori 2 la a 3. Plus 32. Radical din 3. Radical din 3, îți dai seama ca ce să râd. Aici am numai 16 radicale în 3. 32 radicale în... Nici vorbă nu mai acasă, nu? 32 radicale din 3 sare foarte repede. Plus, aici cât va veni 6, ori 4, ori? 3. 3. 3. Plus, aici cât am? 4. Cobrele de 4 radicale face 4, ori? 2. Mai sunt 3, 2, 3, 6. Radical de 3. Da? Plus, combinat de 4 radical 4 face 9 ori 5. No, combinat de 4 radical 4 face 1. Da. Și plus 9. Atât. Este enorm de mult. Nici vorbă la 4. Totuși, eu sper să fie un pătrat perfect. Nu știu de ce, dar îmi place să cred că voi reuși să surprind aici un pătrat perfect. Mie mi-ar trebui foarte mult chestia asta. Poate am greșit la rezolvarea ecuației, mă întorc un pic în urmă. Să fi greșit oare undeva, când am amplificat aici, cu conjugata, cât este 4 minus radical din 3, am amplificat cu 2 plus radical din 3, este bine. Și aici vine 4 minus 3, face 1. Bine până aici. Deci am greșit. Ecuația, poate la delta, da? Hai să mai vedem o dată. Bă, păi, am luat pe jumătate. Asta, 4 pe jumătate, înseamnă 2. La pătrat, 2 pe lângă 2 plus radical din 3 la pătrat, minus la ce? Minus la ce? 1 ori 1. Nu e nicio greșeală. Poate aici ar trebui să fac o manevră interesantă. Cam aici la a doua și ăsta e la a doua. Ceva la a doua, minus la a doua, îți fac A minus B pe lângă A plus B. Poate așa se văd mai ușor decât munca care am făcut-o acolo. Deci, ia uitați cum sunt momente de aceștia când ne încăpățânăm să credem că noi ieșim din încăpățânător. Nu lăsăm așa. Tu ești încăpățânat ca mine. Da? Bine. Atunci, haideți să încercăm manevra aceea. Și spunem, cât o să spunem aici? T1, 2 este egal cu 2 pe lângă 2 pe lângă 2 plus radical din 3 plus minus plus minus radical din fiind la pătrat acolo fiind la pătrat 2 pe zic 2 pe lângă 2 plus radical din 3 minus 1 pe lângă 2 pe lângă 2 pe lângă 2 plus radical din 3 plus 1 a la 2 minus 2 la 2 la desfășurat să vedem ce-mi dă egal cu poftim hai egal cu 2 pe lângă 2 plus radical din 3 plus minus radical din 1 din. Desfaci, pară,
partez la 4 plus 2 la ricarga în 3 așa închide paranteza pentru că a minus 1 plus 1 atunci pune deodată 3 aici că 4 minus da? 3 pe lângă 5 plus 2 la ricarga în 3 și egal cu 2 pentru că 2 plus radical din 3 plus, plus radical din 3. E, aici, ce crezi că este aici? Oare putem gândi ca un pătrat perfect a cuiva, ceva? E 3 plus 2 radical din 3. Adică din 3 plus 1 tot la pătrat? Nu. Nu merge. Că vine 3, cât? 3 și cu 1? 4. Și nu avem 4. Avem 3 acela. Deci 3 plus 1 nu am mers. Altă manevră? Să nu mai iese altă manevră? Nu mai este, da? Se sizează cineva altă posibilitate? Deci nu e pur că ăsta, 2 radical din 3 și 3, numai 3 aici, dacă aș spune că este 1 plus radical din 3, când îl la pătrat, nu-mi dă. Ideea este următoare. În situații de acestea, dacă sunteți încăpățânați și vreți să mergeți până la capăt, puteți face așa. Vă întrebați, 3 plus, plus 2 radical din 3 să fie pătratul cuiva. Tu asta ești, nu? Ești nebunit. Și atunci zici așa, A plus B radical din 3, tot la pătrat. Cine așa? A, nu știi cine a urmit nici cine este B-ul. A plus B radical din 3 la pătrat. Și egal cu, când zici la pătrat, vine A pătrat. Plus 2AB radical. 2AB radical din 3. Plus 3B pătrat. Plus 3B pătrat. Și acum, egalez. Așa, și înseamnă că A pătrat plus 3B pătrat. A pătrat plus 3B pătrat egal cu 3 și respectiv 2AB 2AB egal cu 2. 2AB egal cu 2. Și dacă sistemul ăsta te duce la o pereche A și B, ești fericit. Dacă nu te duce la o pereche A și B, ești trist. Înseamnă că nu e posibil așa ceva. Și bănuiesc că asta nu ne conduce la o pereche A și B care să fie, nu, cu adevărat. La fel, la 5 plus 2 radical din 3. Dacă nici aici nu reușim, înseamnă că cu adevărat cel de la început nu putea fi bătut cu un pătrat perfect. Noi ne-am încăpățânat să credem că reușim, dar iată că n-am reușit. Și atunci lăsăm sub forma asta. Dacă nu reușim. Dar eu nu vreau să pierd toată ora cu chestia asta, nu l-am sugerat cum trebuie gândit în situația de acestea. Că bine ar fi fost. Noi ne-am fi dorit tare mult când întoarce la substituții să fie apărut baza 2 plus radical din 3. Da? Dar dacă nu se întâmplă așa, înseamnă fie că este o greșeală a autorului, mă gândesc aici, dacă este 2 plus radical din 3, la conjugată din a 2 minus radical din 3 și poate lucrurile mergeau altfel, deci e posibil așa, și atunci o mică greșeală ne scoate de mână. Dar cert este ca tehnică de lucru, am numai așa trebuie rezolvat. Și dacă nu reușim să scriem, zicem 2 plus radical din 3 la chestia asta egal cu T1 și logaritmă. Din păcate aici este urât, x pătrat minus 2 x plus 1. Cred cu adevărat că este vorba de o greșeală autorului. Iată, poate, lecții făcute în care sesizați că putem descoperi și greșeli. Câte vreme nu ne merge ceea ce ne propunem, înseamnă că sunt și greșelile ale fie la tipografie, fie când s-a, nu, s-a editat greșitul respectiv, fie scăparea autorului. El a gândit-o foarte sigur. El a gândit ecuația asta neapărat în varianta ca să iese foarte bine în clipa în care situația substituției trebuie ăsta să fie de tipul 2 plus radical din 3, la o putere. Acum neapărat, ca să egaleze exponenții. Să fie x pătrat minus 2 x plus 1 egal cu fie cu 2,
Cum am mai făcut noi așa, nu? Fi cu 2, fi cu minus 2, de-a poți găsesc x și corespunzător. Dar, datorită unei simple greșeli undeva, nu ne merge niște. Așa. Să mergem la cealaltă. Nu să pierdem toată lecția. Soluția, x-ul cât? 2. Da, într-adevăr, x egal cu 2 este soluție. Când vine 9 și cu 16 fac 25. De aceea spunem, x egal cu 2 soluție, x egal cu 2 soluție, și mă divin de ce este soluție. Pentru că locuim x cu 2 și observați, vine 3 la a doua, plus 4 la a doua, egal cu 3 la a doua. Deci este soluție. Cum arătăm unicitatea? Injectivitate. Injectivitate, dar cum? Da, dar observați că nu mai este egal cu o constantă, ci este egal cu altă exponențială. Păi da, aceea crește și asta crește, nu mai am nimic. Nu mai este egal cu o constantă și să spun că... Păi dacă... Să trecem pe 5x. A, să trecem pe 5x în partea asta. De acord, ia să-mi scrie. Deci, 3 la x. Plus 4 la x. Plus 4 la x egal cu... Minus 5 la x egal cu 0. Și atunci spunem, f1 de x egal cu 3 la x, cum este? Strict crescătoare. 3 la x. Strict crescătoare. Apoi cealaltă. 4, f2 de x egal cu 4 la x. Strict crescătoare. F3 de x egal cu? Minus 5 la x crescătoare, minus 5 e descrescătoare. Minus 5 la x este descrescătoare. Și acum nu le poți aduna că unde cresc, altele descresc, n-ai cum. Deci pică. Deci minus 5 la x e strict descrescătoare. Na, asta e bună. Acum ce facem? Nu mai merge chestia. Cum să logarimăm? Dacă logarimăm adunarea din stânga, e logarimul unei adunări. N-ai ce-i face. Dacă ar fi fost un produs, ideea e bună când aici ar fi fost un produs și logarimezi un produs, merge treaba. Cum fac? Zi, împărțim? 5 la x. 5 la x. De ce, mă? Ia să vedem. Ia să împărțim totul din 5 la x. Ia de bine. 3 la x supra 5 la x. Da, 3 pe 5 totul la x, corect. Plus 4 pe 5 totul la x. Egal cu 1. Hai, extraordinar, îmi place că egal cu 1. Egal cu constant acum. Hai să vedem. F1 de x egal cu... F1 de x egal cu 3 pe 5 totul la x. F2 de x egal cu cine? 4 pe 5 totul la x. Cum sunt F1 și F2? Sunt? Sunt? Descrescătoare, că 3 pe 5 e bază subunitare. Deci sunt și asta e descrescătoare și asta este. Spuneți, acoradă strict descrescătoare. Strict descrescătoare. Când mi-am spus bază subunitare, e descrescătoare. Da, strict descrescătoare. Tragem ei și adună. Și zicem acum. F1 de x plus F2 de x este strict descrescătoare. Suma două funcții descrescătoare este strict descrescătoare. Înseamnă că F de x scrie F de x egal cu F de x egal cu 3 pe 5 la x plus 4 pe 5 la x 3 pe 5 totul la x plus 4 pe 5 totul la x este strict descrescătoare. Rezultă că f de x este injectivă. F de x injectivă. Și atunci admite f de x egal cu 1 și rezultă f de x egal cu 1. Nu e asta de la. F de x egal cu 1 admite unică soluție. Nu sunt doi de x care să aibă ca imagine de 1. Ce un singur x. Și că x a fost acela 2. Și rezultă că x egal cu 2 este unica soluție. Admite unica soluție și cum de rezolv, x egal cu 2 este o soluție, x egal cu 2 este o soluție, din cele două spunem că x egal cu 2 este unica soluție. X egal cu 2 este unica soluție.
frumoasă ecuație. Superbă. Unde a fost păcăleala aici? A crezut că scris strică se pare? Da. Dar egal cu cine? Egal cu constantă merge ideea. Dacă egal cu alte funcții ca și aia crescătoare, nu mai merge. Atunci a fost ideea împărțirii prin 5 la x și iată vă propun acasă să faceți ecuația 2 la x plus 3 la x plus 4, nu, parcă 3 la x plus 4 la x plus 5 la x egal cu 6 la x. Asta o vreau acasă. 3 la x plus 4 la x plus 5 la x egal 6 la x. 3 la x plus 4 la x plus 5 la x egal 6 la x. Cum o putem face asta? Tot ca pe cea dinainte, ghicim soluția și împărțim totul prin 6 la x. Și apare 2 pe 6, 4 pe 6, 5 pe 6.